Ci că meme-urile au fost finuțe, n-a fost cine știe ce, dar mie mi se pare toți cam bulversați așa și cu roatele întoarse. Ce, spre exemplu, Viorel în dormitor, singur în pat, Deni în bucătăria băieților și-a încălzit paste și-a pus să mănânce. Deni chiar părea ok, adică nu părea să aibă ceva, dar mă gândesc că Viorel are ceva, că altfel ar fi putut să stea cu Deni să mănânce, mai vorbea și el cu restul concurenților. Miruna la fel și ea părea pierdut așa în spațiu. Îmi place cum și-a făcut cutițele astea, pare un gipsy veritabil. Deci aici Deni mânca în bucătărie, Viorel în dormitor singur. Mă gândesc că dacă nu avea nimic, ar fi putut să stea și el cu ea, să stea de vorbă cu restul care mai sunt pe acolo și nu ar fi fost o problemă. Chiar nu-mi dau seama. Poate i-a afectat, dar n-au vrut să arate. Și atunci de aici și fețele lor atât de ciudățele când sunt în private, așa, gen doar ei singuri. Nu știu, vom vedea mâine. Mâine cu siguranță vor arăta ce meme-uri au fost...